Salutare, dragi prieteni! Am primit zilele trecute acest plic de la Brașov, de la domnul Vetro Andraș. Sper că am pronunțat corect numele. Înăuntru avem niște pene de chitară care arată în felul ăsta. O prezentare absolut deosebită. Se pare că avem de-a face cu un brand autohton destul de serios, după felul în care sunt ambalate și prezentate aceste pene. După o scurtă verificare o să revin cu informații și impresii despre aceste produse. Marca se numește Sabverott. O să aveți în descriere și un link spre pagina producătorului. La prima impresie sunt niște materiale, par mai neobișnuite. Probabil că nici nu am studiat foarte bine pe site-ul producătorului, sunt mai multe informații despre ce materiale folosește pe diversele modele. Forma mi se pare foarte interesantă, e destul de aproape de ce folosesc. Eu folosesc Dunlop Juston 505. Asta e pana pe care o folosesc. Se pare că trei dintre pene sunt inspirate din cred că din forma de Jazz 3 și sunt foarte, foarte frumos dimensionate. Sunt un pic mai mari decât cu ce sunt eu obișnuit. Asta e mai aproape de mărimea pe care o folosesc, dar sunt pene groase, ceea ce mie îmi place foarte mult, pentru că eu folosesc pene foarte groase și o să încerc să cânt câte ceva, să vedem dacă pe filmare se pot sesiza diferențe de ton între aceste pene. Bun, o să cânt la început câteva acorduri cu pana cu care sunt obișnuit, ca să avem un ton de referință, după care o să testăm penele pe rând, să vedem dacă și ce fel de diferențe avem în sunet. Juston 505. Trei dintre pene se pare că sunt din același material, sper să nu mă înșel. Încep cu cea mai mică. De fapt, nu, asta are o culoare ușor violet. Este foarte frumoasă. Deja se observă oarecare diferență de ton. Continui cu cea mai mare, o pană destul de subțire, probabil în jur de 0,8, cred. Continuăm cu din același material, una puțin mai groasă și mai mică.
Iar ultima dată, cea mai groasă și se pare că din alt, din alt fel de material. Se pare că asta sună cel mai aproape de pana mea. Hai să vedem un pic cum sună pe crunch. Just on. O să le cântăm în aceeași ordine. Final din nou pana mea obișnuită. Cam asta a fost mica mea prezentare. Dacă sunteți curioși să vedeți despre ce e vorba, vă invit să accesați linkul din descriere. După felul în care arată și după felul în care sună și se simt aceste pene, este clar că sunt foarte cu grijă făcute, proiectate și executate. Materialul, de asemenea, mi se pare foarte... foarte inspirat, formele sunt foarte bine, foarte bine lucrate, stau foarte bine în mână penele. Detalii despre, știu eu, materiale, prețuri, de unde vă puteți găsi, probabil că o să găsiți pe pagina producătorului. Cam atât am avut să vă spun. Mi se pare de salutat această sau acest gen de inițiative și vă invit să cumpărați, dacă aveți nevoie, pene puțin mai deosebite, mai speciale, cu un ton deosebit și să sprijiniți inițiativele locale de acest gen. Mulțumesc! Până la următoarea, salut!